Organizația Femeilor Social-Democrate Dolj și-a propus obiective strategice menite să promoveze echitatea și coeziunea socială, pentru ca educația și formarea să fie permise tuturor femeilor. Rolul nostru al femeilor, care știm să avem o vorbă bună atunci când trebuie, dar știm să și fim exigente atunci când trebuie, este unul extraordinar de important. Să reașezăm normalul în societatea românească, starea de normalitate, starea în care nu suntem dușmani unii cu alții. Putem să fim și prieteni, dar în orice caz să nu neapărat trebuie să fim dușmani. Și femeile social-democrate din Teleorman și-au ales președintele. Viorica Dăncilă, europarlamentar, a ajuns la final de mandat, însă a fost reconfirmată în funcție cu unanimitate de voturi. Sunteți cea mai puternică organizație în cadrul organizației femei naționale a femeilor social-democrate și sunteți puternice pentru că puterea vine din interiorul dumneavoastră, a fiecăreia dintre dumneavoastră. Sunteți o organizație dinamică. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc. De noi toate, de colegii noștri, de Partidul Social Democrat, de Uniunea Social Liberală, depinde bunătățirea vieții fiecărui teleormânean. Alegerea de noi conduceri a dat prilejul femeilor social-democrate să-și reconfirme locul în cadrul organizațiilor județene de partid și să-și stabilească obiectivele pentru perioada următoare.